Nu pot să spun decât că avem nevoie de curaj. Avem nevoie de curaj acum în momentele în care, timp de 2 luni, s-a lucrat la descurajarea noastră, la teamă, la ne face să ne fie teamă să ieșim și până la alimentară. Acum, în momentul de față, nu există nicio relaxare sau cum vrei să cheme această stare. În momentul de față este fix același lucru. Am renunțat la niște hârtii, dar nu suntem lăsați să intrăm în magazin, în alimentară, să ne luăm pâine fără mască. Fără o mască pe care o purtăm în buzunar și o scoatem și ne-o punem la gură. Doar pentru că ni se ia temperatura cu niște pistoale chinezești care costau 60 de lei și acum costă 1000 de lei. Asta se întâmplă. Mie mi s-a luat temperatura și vineri și azi de 5-6 ori. Aveam 34. 34. Asta scria pe acel pistol. Și dacă ai temperatură mai mare, dacă ai peste 37... Erai mort. Ce se întâmplă dacă ai peste 37? Băi, bine că nu te-au declarat mor de coronavirus dacă aveai 34 de grade, știi? Dar dacă ai peste 37, nu te primește magazin, dar te duci acasă, nu? Da, absurdități pe care le-am văzut în ultimele 2 luni. Și bani cheltuiți pe aceste, că trebuie să spun, pe aceste chinezării ordinare de 60, 50, 60 de lei, acum s-au scumpit bețele bani s-au făcut măști, de pe măști, ca și la măști, la bani s-au făcut de pe măști. Și toată lumea, și instituțiile, școlile, asociațiile de proprietari, magazinele trebuie să cumpere. De unde vin astea? Cum de-a apărut? O să ne trezim că peste 2 săptămâni o să fie nevoie de alte achiziții. O să fim nevoiți să cumpărăm cine știe ce tâmpenie. Și cu vaccinul, lasă-mă să spun ceva de vaccin, aș întreba câți români au curajul să se ducă în spital să-și facă vaccin. În spitalele de stat, câți români au curajul să se ducă? Și ori se ducă la spitalele private și acolo vom fi nevoiți să dăm iar bani și iar bani și va fi fix același lucru. Asta se va întâmpla. Dragi prieteni, avem 123 și zilele trecute răspund către prefectură și întreb câți vindecați sunt de la început. Avem de vindecați 20 sau nu știu cât. Păi deci nu mai sunt 123. Numărul este mai mic. De ce alimentați în continuare cu aceste informații mincinoase până la urmă? Eugen Prapagic spune pe YouTube trebuie resetată toată. Că lumea care a ieșit în majoritatea, care a ieșit în piața Victoriei să protesteze, a ieșit pentru că din disperare față de abuzurile la care am fost supuși în toată această perioadă, amenzi abuzive, imagine pe care le-am văzut acum, legi date fără rost și fără înțeles, cu asta s-au jucat cel mai mult. Îți spunea azi ceva, mâine se dădea o altă lege, ieșeai pe stradă și erai amendat pentru un lucru despre care există posibilitatea nici măcar să nu fi auzit. Se cheamă articolul 31, dreptul la informație, pe care nu l-am avut în această perioadă sau care ne-a fost îngrădit și, sau chiar dezinformați. Articolul 31, Constituția României, în afară de ce a mai făcut Curtea Constituțională și a declarat neconstituțional, trebuie să avem în vedere că nu de puține ori ni s-a încălcat dreptul la informație. Să te oblige să ieși cu o hârtie afară pentru un om care poate nici măcar nu-și permitea și să-l obligi să scrie. Nu vreau să-mi închipui câte amenzi au fost date oamenilor care și-au scris acea declarație pe o hârtie pe care o găsă și în colț acolo, o bătrână. Dar ce faci cu oamenii care nu știu să scrie? Da. Bun. Care au mai rămas prin țară și nu știu să scrie. Sunt bătrâni care nu știu să scrie. Sunt bătrâni care nu mai pot scrie pentru că au diferite boli. Și au bătut joc. Bătaie de joc la nivel național. Lumea a ieșit în stradă să protesteze pentru asta. Nu împotriva... poate oamenii erau vinovați. Așa cum se aude pe filmare, e ora 10 noaptea. Eu n-am auzit niciodată de 10 noaptea. Da. E 10 seara. 10 noaptea n-am auzit niciodată. Da. Vreți să vă spun de ce se întâmplă asta? Am prezis aceste acțiuni. Nu mă așteptam să fie cazul de COVID. Nu am prezis COVID-ul. Dar am prezis acțiunile poliției abuzive de acum 2-3 ani. Din momentul în care s-au făcut încadrări directe. Din momentul în care oameni fără școală au fost îmbrăcați în uniformă. Ăsta e rezultatul. Ăsta este rezultatul. Încadrările directe făcute fără cap la grămadă, toată prostimea, toți oamenii care n-au făcut nimic până la o vârstă au fost băgați în uniformă, 6 luni de pregătire mai cum se e ca la noi, da, bun, și după care gata, pe stradă. Și acum uitați rezultatele.
Da, erau vinovați poate persoanele indivite din al doilea clip că au făcut petreceri și așa. Nu contest, dar nu există o formă legală prin care, o măsură legală, nu există proceduri. Nu, există numai băta și frica. Stați în casă, bă, că urmează înmormântări. Păi, dar nu mai suntem pe vremea voastră. Suntem o generație nouă care ne-a săturat de așa ceva. Ne-am săturat de așa ceva și nu mai merge cu manipulările. Încă o dată, ăsta e rezultatul cadrelor directe, ăsta e rezultatul poliției locale, care nu vreau să generalizez, sunt și oameni potriviți acolo, dar vedem zilnic incompetenți. Asta da. Este. Dragi prieteni, pentru asta am protestat. Și nu te-am răspuns la întrebare. Da, zic public, voi candida la primăria din Buzău. Că m-ai întrebat și fix mi-a căzut. Un lucru, George, trebuie să motivez faptul pentru care eu vreau să candidez. Pentru că am tot fost întrebat. De ce să candidezi la 25 de ani? De ce așa de tânăr să faci asta? De ce să nu ți îndeplinești, să nu lucrezi mai mult la visul pe care l-ai? Pentru că dacă cineva în tot cară din casă bunuri și mi le vinde, eu nu pot să stau. Pur și corect. Simplu. Dacă în țară la mine nu fac nimic, adică la mine în casă stau și vine unul și ia frigiderul și se duce și îl vinde, îmi ia canapeaua și se duce și o vinde și eu stau să mă uit, nu? Că zic, lasă-mă că nu acum. Poate mă iau de el altă dată. Corina Rotariu, acum e da? Timpul, nu mai e de stat. Nicolae și Mariana Mureșan, da?